Asta cu duba lui unde se duce? Că nu a văzut că vreau să ies. Hei, 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 unicornii mei, fata voastră Olivia aici. Azi cerut daily vlog de la mine, așa că iată daily vlogul. Azi m-am gândit să fac un daily vlog pentru că am o zi mai încărcată, am o zi blană, am ce să vă arăt, așa că... De ce nu? O să vă iau cu mine, mergem întâi la păr, să ne facă Andreea frumos, frumos la păr, să ne facă codițele alea de ne plac nouă. Apoi o să mergem la Ștefania la make-up, hainele le-am luat deja de la Ionuț și după ne vom duce la studio la Global. Mamă, ce cald e mâncava, sufletule oștru. 10 activități ciudate și o minune pentru unicornii mei. 10 pictori se tot miră. Ce comunitate frumoasă. Chisas, chisas. Andreea a jucat și în clipul meu pentru Damiera. Fata care dădea bătaie. Fata care dădea bătaie. Felie. Cum să-mi pun eu centura să nu-mi stric părul? Unicornii mei, imediat ajungem la make-up. Suntem în mega întârziere și după să fugim la studio, părul rezistă. Am ajuns, m-am pus pe scaunel, să-i dăm bătaie. Ia uite, ne? Cine e unicorn frumos și pregătit să filmeze eu? Gata, unicorni, am ajuns și la studio, la Global și acum urmează să mă schimb. Gata, ne apucăm de filmat. Tocmai am terminat treaba la studio și acum mă... Ce fac acum? Tocmai am terminat treaba la studio și acum vreau și o să profit puțin de părul ăsta frumos și de make-up-ul ăsta frumos și am venit cu mami pe strada Verona să facem niște poze frumoase pe care voi o să le vedeți pe Instagram. Am găsit un zid cu un unicorn mare, mare și frumos. Jur, simt că unicornii mă caută, mă găsesc, sunt peste tot unicornii, prințesa la unicorn, se știe, vă pup! Iată că am ajuns la sfârșitul daily vlogului de astăzi. Eu vă mulțumesc că ați venit cu mine peste tot. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și subscribe canalului meu de YouTube și să-mi scrieți în comentarii ce alte chestii ați mai vrea să mă vedeți că fac pe YouTube. Eu vă pup, unicorni la putere!